Păi de da, cu ăștia se poate trăi o familie în România? Deci vă luați toate bunurile, toate da? Bunurile le luăm, doamnă, deci normal. Deci iau toate bunurile. Dar de ce stați lângă mine să le strâng, vă rog frumos? Așa, așa, stați lângă mine, așa. Nu plecați, doamnă, că eu sunt din tractoarea numărul 1 din Giurgiu. Spun că țiganii cerșesc și fură, da? În străinătăți. Păi cum să nu te duci să furi? Nu voi ieși din grevă până când nu va veni domnul primar să-mi spună de ce m-a dat afară din piață. Este un abuz, să știți, am dosare pe rol, nu s-a judecat contestația, nu s-a judecat apelul. Cum a obținut această executare, nu știu. Executarea familiei Boncan a început la ora 11 de dimineață în prezența oamenilor legii, a executorului judecătoresc și a giurgiuvenilor care erau în zonă. Punem în aplicare o hotărâre judecătorească care este executorie. Avem încuvințarea dată de instanță, s-a făcut somație și mai mult de atât nu avem ce să facem decât să o punem în aplicare. Familia Boncan a fost obligată să strângă marfa și să plece din piața centrală în urma unei decizii judecătorești. Această familie se judecă cu primăria Giurgiu și cu societatea Giurgiu Servicii Locale de mai bine de 3 ani. Motivul este suprafața de 2 metri pătrați pe care aceștia își desfășoară activitatea. Pentru că acesta este singurul venit al familiei, soții Boncan spun că din momentul în care își strâng marfa, vor intra în greva foamei. Ce să facem? Greva foame. Ce am putea să facem? Ce ne mai oferă piața asta? Dă-te cât o grevă. N-am ce să fac. O iau de la capăt. Am făcut o grevă în 2013 tot la fel și acum o fac la fel, că n-am încotro. Numai, sistemul ne-a ucis. Nu poți. Am cerut suspendarea, am plătit cauțiunea de două ori și nu mi s-a dat. Deci, practic, nu mi s-a dat. Nu înțeleg de ce. Nu vor să-mi iau în considerație nici măcar un act. Un act, nimic. Nu poți să treci de ei. Nu poți. Intrați în greva foamei începând din acest moment? Da, bineînțeles. Indiscutabil. Intrăm în grevă nedeterminată. Păi, să și murim, nu e o problemă. Decât să văd copiii că moare de foame, mai bine murim. În prezent, familia Boncan are pe rolul tribunalelor 17 procese ce au ca obiect locul de comercializare din piața centrală. Conflictul dintre cei doi comercianți și autoritatea locală a început încă din 2013, când reprezentanții primăriei au dispus mutarea familiei Boncan într-un alt loc din piață, iar aceștia au refuzat.